We nearly finish. Nearly finish. I thought we finish at 12 midnight, but now. We don't know yet, yeah, because Mark already is... They can stay for tomorrow morning service. He can stay for tomorrow morning, of course. Și acum aș vrea să dau loc domnului Albu, secretarul bisericii Harul, să dau dânsului cuvânt. Și apoi pastorul Dorel Brândaș și finally Reverend Mark Holt. Frate pastor Izbănar, iubiți frați păstori, iubiți frați și vizitatori, vă rog să-mi permiteți câteva gânduri prin care doresc să vă spun motivul adunării noastre din seara aceasta. Cu câteva luni în urmă, pastorul nostru, Reverend Corin Izbernaru, ne surprinde pe toți cu un anunț special. El spune că dorește o schimbare în viața lui, adică în felul în care îl va sluji pe Domnul Iisus. Desigur, noi ascultam cu atenție, iar dânsul spune că a sosit timpul ca el să-l slujească pe Domnul Iisus cu tot ce are, așa că dorește să lucreze numai pentru Domnul Iisus. Câte zile va trăi pe pământ? Desigur, zice dânsul, atât cât sănătatea îi permite să facă această lucrare. Anunțul dânsului a fost un șoc pentru toți, deoarece știm că acest lucru însemna despărțirea noastră de dânsul. Fraților, aici în biserică tot am fost legați sufletește de pastorul Izbernaru și nimeni nu putea anticipa acest eveniment drastic pentru noi toți. Însă timpul trece și ne-am obișnuit cu această nouă decizie, dar curând am realizat că hotărârea lui este definitivă și cred că numai din respect pentru dânsul tot i-am respectat decizia, ba încă l-am și suportat să-și realizeze chemarea, așa că, pentru mult timp, relațiile dintre noi erau normale, deoarece fratele era tot timpul cu noi și nimeni nu înțelegea ce însemna despărțirea noastră. Însă acum am ajuns să realizăm cât de grea este despărțirea între frații care se iubesc. Fraților, atunci când iubești pe cineva și chiar dacă știi că celuilalt îi va merge mai bine printr-o despărțire, eu vă confirm că totuși despărțirea este grea și dureroasă. Noi toți știm că Reverend Corin Izbernaru are multe calități, însă una este unică, chiar am zice deosebită și specifică lui. El a fost și rămâne prietenul tuturor oamenilor. Tot apreciem calitățile umane pe care le are Corin și știm că sunt o parte naturală a caracterului său. Însă, noi care am stat lângă dânsul, am văzut cum Corin a crescut mult în ultimii săi ani de viață. Întotdeauna Corin a iubit pe Domnul Iisus, într-un fel aparte, iar Dumnezeu i-a oferit experiențe unice. Așa că, noi care știm puterea și voința lui de lucru, într-un fel, ne așteptam ca frământările lui sufletești să se întâlnească cu valoarea pe care Domnul o dă acelora care sunt aleși de El, ca să-i ducă lucrarea lui mai departe printre oameni. Acum tot timp a sosit timpul despărțirii noastre. Și știm că nu va fi ușor pentru nimeni, însă Domnul poartă de grijă pentru toți. Atât pentru noi, cât și pentru dânsul. Așa că în aceste momente deosebite, frate pastor Izbernaru, noi vrem să-ți mulțumim pentru tot acești 16 ani deosebiți pe care e petrecut printre noi. Toți știm că Dumnezeu ne-a ridicat aici, din propria noastră cenușă. Și dacă mulți credeau că ne vom desfința, noi încă suntem aici. Și lăudăm cu toții pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci știm bine că acest timp nu a fost întotdeauna ușor. Cu toate acestea, noi lăudăm pe Domnul și avem încredințarea că El a fost și cu noi.
tot am văzut în acest timp cum Dumnezeu l-a ales dintre noi pe Corin și Domnul l-a învățat și l-a înălțat. Așa că dacă noi încă suntem aici, un merit deosebit îl are și fratele Corin. Dacă această biserică există, vă spunem că nu sunt alții care să aibă merite cum credeți cu din afară. Dumnezeu a rămas aici. Cu acei care sincer îl iubesc pe Domnul. El ne-a plătit, deși mulți au fost tăiați, însă alții au fost adăugați. Dar dumneata, frate Corin, ai rămas într-un mod simbolic ca toți să știe că cei care sunt de partea Domnului, El, Domnul va fi cu ei, căci El le netezește cale. Toți știm acum că fratele pastor Corin Izbănar este robul Domnului, iar noi, în aceste momente, ca biserică, vă încredințăm în mâna Domnului nostru. Și vrem ca numai El să vă poarte de grijă, așa cum a făcut-o mereu pentru toți aceia care îl iubesc. Știm bine că munca și seriozitatea vieții de credință întotdeauna a fost și va fi răsplătită de Dumnezeu. Și El să vă poarte pe aripile Lui de biruință tot restul vieții. Dar unde veți ajunge? Vă rugăm să nu ne uitați. Aici ați început lucrarea. Prima dată pentru Dumnezeu. Și vrem să știți că nici noi nu vă vom uita niciodată. Toți știm că Dumnezeu răsplătește aici pe pământ și sus în cer pentru tot ce facem în lumea aceasta pentru El. Așa că, tot ce veți face, să faceți ca pentru Domnul. El să vă călăuzească calea vieții cu înțelepciunea sa de Dumnezeu ca să nu duceți lipsă de nimic. Iar noi promitem să vă purtăm în rugăciunile noastre. Sunt simple petrind de la oameni, însă Domnul care vede în ascuns și știe de ce aveți trebuință, atât spiritual cât și material. Așa că îl rog pe El să devină speranța împlinirii vieții dumneavoastră de creștini, dar și ca om între oameni. Personal, mulțumesc celor care sunt în ziua de astăzi cu noi și Domnul care vede totul să vă răsplătească pentru osteneala făcută.